nevoie de un triumf pentru a se împăca cu suporterii și în același timp de a opri pe Steaua din drumul spre titlu, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu 5 ani, în 2008. Da, e un episod la care dinamoviștii au tot făcut trimitere în ultimele zile. Au circulat pe internet tot felul de mesaje de mobilizare pentru echipa lui Flaviu Stoican, însă nu e suficient să apelezi la trecut. E important, foarte important și prezentul. Și vom vedea dacă Dinamo în această seară poate să facă ceea ce au făcut albi-roșii în 2008, în acel 2-1 în Ștefan cel Mare, în fața Stelei, un rezultat care a trimis titlul în gruia. E bună diagonala lui Breveld, face preluarea Adi Popa, vine centrarea pe Barado, a depășit Bărboianu, Tănase, e în careu ajutat de Alex Chipciu, Chipciu pentru Stanciu! Cea mai mare ocazie de până acum, ratată de Steaua în minutul 15. Primul moment în care Steaua a știut să schimbe direcția la timp, iată, aduce o fază periculoasă la poarta lui Marc. Aici lovitură liberă scoasă de Dinamo prin Marius Alex, se bate repede, Tristescu scoate în dreapta către Bărboianu! Și primul șut al lui Dinamo pe spațiul porții lui Arlauskis vine în acest minut 18, Bărboianu a tras pe colțul scurt, însă Arlauskis nu a putut fi păcălit. Are execuții bune, Ștefanule, nu mai sunt atât de simple pentru Steaua și vedem o centrare reluată destul de, respinsă destul de rău și va fi corner pentru roșialbaștri. Claudiu Cheșeru în tribune în această seară, e în continuare golgheterul Stelei și nu sunt motive să credem că se va schimba acest lucru până la finalul sezonului, în condițiile în care al doilea marcator este Adi Popa, care are cu 7 goluri mai puțin decât Cheșeru. Aici a fost o minge care l-a lovit în cot. Alunec aici, Bărboianu, Tănase, Chipciu la marginea careului Alex Chipciu, Nicușor Stanciu, atacat de trei dinamoviști, intrează Guilherme, lovitură de cap peste poartă. Ocazie pentru Steaua, a fost reluarea lui Râpă. Într-un moment în care steliștii au accelerat, au iuțit ritmul și asta pe fondul unei bâlpâieli în defensiva Câinilor Roșii. Prepeliță a fost cel care a venit din spate și a trimis cu capul peste. Mă întreb însă oare de câte atingeri e nevoie pentru... Greșesc dinamoviștii, atent însă Bunoza, este deposedat Marian Cristescu, pasă pentru Chipciu, Chipciu iese Traian Mort și ce intervenție are în fața lui Alex Chipciu. După o greșeală la centrul terenului a dinamoviștilor, Marc era pregătit, fiind posesie pentru Dinamo. Marc era undeva în afara careului, astfel că a avut timp să ajungă înaintea lui Alex Chipciu la această minge. Se cunosc cei doi. Recuperează doar pentru o clipă tot Marian Cristescu, reprimește de la Nedelcearu, Alexe către Marius Nicolae, alunecă Nicolae, însă reușește să scoate mingea către Valentin Lazar. Valentin Lazar în care Vali Lazar prinde Arlauskis, ocazie mare pentru Dinamo. E cea mai mare ocazie a lui Dinamo în această repriză, o fază plecată de la prostia mare pe care a făcut-o Tănase în margine. A încercat să țină mingea în teren pentru a continua contraatacul, însă a alunecat. Dinamo a recuperat și iată-l pe Marius Nicolae dându-i pasa lui Vali Lazar. Trece destul de ușor de Râpă, singura soluție era să caute colțul lung, nu s-a încumetat să tragă pe scurt și aceasta este faza cu care s-a încheiat prima repriză. O torță care zboară în direcția lui Arlauskis. Balaj nu poate fluiera. Startul reprizei secunde. Startul meciului a fost întârziat cu vreo 10 minute aproape din pricina torțelor pe care le-au aprins și pe unele le-au și aruncat în teren fanii lui Dinamo. Da, spectacolul pirotehnic asigurat de fanii din peluza aflată în spatele porții lui Arlauskis acum nu se dezminte, continuă ca și în prima repriză. Sperăm să avem mai mult spectacol și în teren, în tribune a fost destul.
trebuie ca și jucătorii să se ridice cât de cât la înălțimea fanilor. Spunea și Ionel Dănciulescu, practic, dacă ar fi să se realizeze un clasament doar pe baza suporterilor, atunci Dinamo ar fi campioană. Din nou ajung două petate în careul Stelei și Cristi Palaj oprește jocul. Ar trebui să se gândească și suporterii lui Dinamo că este nevoie ca terenul să fie, să nu aibă, să nu fie invadat de asemenea elemente pirotehnice pentru ca jocul să se poată desfășura. Altfel nu vom mai avea repriza secundă. Da, nu s-au jucat decât vreo 30 de secunde în repriza a doua. Atât a durat până au început să zboare torțele în careul Stelei. A mai zburat o sticlă acum către jucătorii roșialbaștrilor la ieșirea de la vestiare. O sticlă pe care a ridicat-o unul dintre steliști. I-a dat-o lui Cristi Balaj, care tacticos i-a desfăcut dopul și a luat câteva guri de apă. Poate semnalul că totul e sub control. Ar fi trebuit să fie minutul 65 al acestei partide. O vom lua însă practic de la 0 din minutul 45. Acolo s-a întrerupt jocul, o minge a lui Dinamo, pe care Marius Alexe i-o trimite lui Gedrius Arlauskis. Bărboianu încearcă să șuteze de la distanță, are și a doua șansă, pune acolo piciorul Marius Niculae, a fost offside. E panionul sus, asistentul de pe acea parte, Alexandru Cerei, era de mult cu panionul sus. Ocazie mare pentru Dinamo, oricum o bară. Iată momentul în care Marius Niculae deviază șutul lui Bărboianu. Marius Niculae cu un metru și ceva în spatele Cosmin Matei e în dreapta. Iată-l pe Stanciu, care pleacă, trece de toți adversarii și obține lovitură de la 11 metri. Stanciu este cel care poate face diferența. S-a dus acolo într-o acțiune ce părea că nu are niciun viitor. Trece și n-aș... Da, da, e împins de Bărboianu. Bărboianu, e adevărat, se împiedică acolo și de Kipciu. Bărboianu face două faulturi în aceeași fază. E penalti de două ori. Un penalti pe care l-a văzut... Da, Nicușor Stanciu față în față cu Traian Mac, a reușit o dublă la ultima sa partidă în Liga 1 cu Cluj. Stanciu foarte concentrat, Nicușor Stanciu, gol! Steaua! Gol, Nicușor Stanciu! Steaua trece în avantaj și în acest moment rămâne la două puncte de ASEA Târgu Mureș. Răsuflă ușurat și Cheșeru, a avut și el mare emoții la penaltiul lui Nicușor Stanciu, care în acest moment ajunge la 3 reușite în Liga 1, însă sunt 3 goluri care o pot duce pe Steaua, o pot o menți pe Steaua în lupta pentru titlu. Și de acum încolo să vedem reacția lui Dinamo. Sunt ceva probleme la tribuna a doua. E nevoie și de intervenția jandarmilor. O intervenție care n-aș crede că are darul de a liniști spiritele. Știm foarte bine cum se execută aceste intervenții. Și încă o dată Varela către Adipopa, stop cu pieptul pentru Nicușor Stanciu. Din nou Adipopa, Stanciu către Kipciu, Kipciu, Stanciu, gol! Nicușor Stanciu, Steaua, 2-0 în meciul cu Dinamo, perioada cea mai bună din carieră pentru Nicușor Stanciu, jucătorul care nici nu mai prindea lotul în urmă cu câteva luni și care acum, iată, scrie în cele mai importante meciuri ale sezonului pentru Steaua. Două goluri în partida cu Universitatea Cluj din deplasare, două goluri împotriva lui Dinamo în doar câteva minute în această seară, o execuție splendidă din partea lui Nicușor Stanciu. Lumea l-a așteptat pe Nicușor Stanciu să confirme potențialul enorm pe care îl are.
A întârziat destul de mult această confirmare, însă pare că acest final de sezon îl aduce pe Stanciu. La tribuna a doua încep să apară tot mai multe scaune goale, pleacă fanii lui Dinamo, să vedem această acțiune a dinamovișilor și ocazie pentru Marius Nicolae, trimite cu stângul peste poarta lui Arlauskis, putea fi momentul care să o readucă în joc pe echipa lui Flavius Stoican, foarte bună această incursiune în flancul drept al lui El Hamed, israelianului, trimite lui Nicolae, acesta pune latul. Stanciu poate lovitura de colț, minge reluată de Tănase peste poarta lui Traian Mar. Cel puțin pe teren Dinamo nu are suflet, l-are în tribune, însă este un suflet amărât de cele două goluri primite de Stanciu, dar mai ales de evoluția. Mișcări de trupe în continuare în tribune, semn că se întâmplă lucruri neplăcute în afara arenei, tot mai multă lume pleacă. Ce lovitură de cap a avut El Hamed. Atem El Hamed șterge transversala lui Arlauskis, depăși lituanianul. Până la urmă nu a fost chiar o mutare neinspirată a lui Stoican. E drept însă că El Hamed a ieșit în evidență abia după ce Steaua a marcat două goluri. A avut acea incursiune cu pasa spre Nicolae, care a trimis peste țintă, și acum lovitura de cap în transversală. Revin aceste... Atât a fost întreruptă această partidă, așteaptă Țucudean o eventuală centrare a lui Râpă, o minge care se duce spre Țucudean, deviată însă de Marc Brevet pe lângă poartă. Steaua putea încheia de acum această partidă. După un contraatac care a mers foarte bine, Kipciu scoate mingea pentru Râpă din duelul cu Steliano Filip. Și ce intervenție are Marc? Una care face ca scorul să rămână doar 2-0 pentru Steaua. Da, o centrare periculoasă. Era depășit Arlauskis, faza nu s-a încheiat. Mingea nu este reluată către poarta lui Arlauskis. Recuperează imediat dinamoviștii. Căzut acolo Râpă și încă o dată mingea trimisă din corner, care îl depășește pe Arlauskis. Suporterii au cerut penalti, însă balonul trimis de Marc îl lovește în spate. La acea întrerupere a jocului, Tănase pentru Kipciu, care încearcă să-și facă loc. Kipciu e offside la Țucudean. Nu are cum să fie validat acest gol. Spuneam, Arlauskis, conform regulamentului, putea primi cartonașul galben pentru că a făcut acele gesturi prin care își îndemna cu echipierii să meargă la vestiare. Noroc de acel meci câștigat de Steaua, în care s-au accidentat Chiricheș și Kipciu. Accidentarea lui Kipciu gravă. Acum o minge pentru El Hamed. Gol! Dinamo! Și ar mai fi 4 minute și jumătate. Înscrie Hatem El Hamed și dă o dimensiune mai rezonabilă înfrângerii, dacă va fi să fie înfrângere până la urmă pentru Dinamo. Steaua a stat liniștită, a așteptat finalul acestei partide, un final care va fi un pic mai tensionat. Ba, este al doilea gol marcat de El Hamed în tricoul lui Dinamo, după ce a venit la începutul acestui an de la formația israeliană Ashdod. A punctat la precedentul meci de pe teren propriu al lui Dinamo, tot pe arena națională, cu CFR Cluj, într-o remiză 1-1. Dinamo revine în joc pe fondul unei relaxări premature a Stelei. Mai sunt 5 minute din prelungirile. Nu e sigur că se va mai întâmpla același lucru. Recuperează Iancu în poziție regulamentară. George Țucudean, steliștii în superioritate numerică, 4-3. Țucudean driblează, Țucudean cade și obține o lovitură de la 11 metri. După duelul cu Bunoja, încă un penalti pentru Steaua, al doilea al acestei partide, plus cartonaș galben pe care îl vede stopărul dinamovist. Țucudean a ținut morții să fie el cel care marchează, avea și varianta de a pasa. Da, e incomodat evident de stopărul dinamovist. Îl trage ușor, da, adevărat, cu mâna de braț.
Păi barează drumul, e drept un duel acolo la, la limită, însă are... Prepeliță poate închide această partidă de la 11 metri. Două goluri marcate de Steaua în repriza secundă. Cristi Balaj le face semne jucătorilor să nu care cumva să intre în careu. Toți sunt ținuți la distanța regulamentară, pe marginea careului sau pe marginea semicercului. Bate Prepeliță! 3-1 pentru Steaua. Victorie pentru roșialbaștri. Încă un succes în fața lui Dinamo, pe care Steaua îl poate sărbători. E adevărat, însă și cu gândul la un final de stagiune extrem de complicat, după ce a fost depășită de ASEA Târgu Mureș. Da, și s-a terminat derbiul dintre Dinamo și Steaua, 1-3, după o primă repriză cumplit de a noastră. S-au marcat 4 goluri în ultimele 45 de minute, am avut tot felul de evenimente care, iată, continuă la centrul terenului. Este un meleu care se află oamenii din ambele tabere. Da, au sărit nervoși dinamoviștii pe Ghedrius Arlauskis. Mi-aduc aminte că am mai văzut așa ceva. La un moment dat, prin 1997 sau 1998, se juca în Ghencea un Steaua Dinamo, 1-1. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun. Intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriții.